Salutare, fraților! Știți că v-am promis în vlogurile anterioare că plec. După ce credeți voi? Uităm nada aia pe goasă și ce face asiatici ăștia, că m-au nebunit și pe mine, da, pe voi. Gata. Deja am ajuns la aeroport. Suntem la aeroportul din Otopeni. Mergem peste ei să vedem ce secrete au. O să vă arăt foarte multe rețete speciale. Ia să vedem. Sunt tare curios cum lucrează ei și ce secrete au. Revine peștera așa, poate îl facem de la ce mai aici secretul, nu? Să-l avem doar noi. Țineți aproape că vă arăt cele mai mari succese ale lor. Sunt tare curios. V-am pupat. Gata. V-am zis că plec, da? După ei, toate ingredientele secrete la chinezi va fi la noi. Vă promit asta. Hai, v-am pupat, ne vedem la chinezi. E, ce credeți? A rămas și fără internet ca să fie treaba bună. A, e, atâta s-a putut. Dar am ieșit la o țigară aici, uite, la turci. La aeroportul ăsta adevărat. Cel mai mare aeroport, cel mai frumos. Să plimbă regalul, bă, n-are treabă, bă. Păi ce pespială fac, bă, cinste, dar fără țigări să mor. Păi mor, arde plămânul mine, mă, arde plămânul, mă, dă o țigare, bă. Băi, cum o fi, mă, să fii undeva, să n-ai internet, să n-ai moneda națională a țării și să asculti imnul ăsta de ultimul drum. Ce ziceți de asta? Cu milioane de oameni pe lângă tine, care niciunul nu știe engleză, nici eu nu știu, nu știu să vorbesc chiar, înțeleg. Dar ăștia nu e în șmecherii, mă, că erau, vai de capul lor. Băi de capul meu, domn. Băi, mi-e o foame și o sete de mor. Nimeni n-are ăștia. Ha, v-am pupat, mai vedem. Băi, haide, bă, să mai discutăm și altceva în afară de pescuitul ăsta, că pescuitul ăsta e belea mare de tot. Vedeți voi ce face mie pescuitul? Și voi, bineînțeles, pe unde mă purtați voi? În lume. La mii de kilometri de casă. Mii. Băi, ce vreau să vă zic azi? Să vă aduc la cunoștință, băi, băieți. Bă, am fost umblat chiar peste tot în lume. Mai sunt țări care n-am apucat să le vizitez. Dar diferența între mine și unii dintre noi, unii, nu toată lumea, că sunt și băieți, e că poți să ai ce avea în lumea asta, mă, dacă n-ai caracter și n-ai obraz și cuvânt, bă, n-ai nimic. Bani, hârtii, viața trece, băi. Asta e diferența între români și chinezi. Băi, fraților, vedeți de ce are ăștia toate prosteile astea pe aici? Băi, să ajută între ei, mă. Noi? Nu prea. Încercăm să ne dăm unul la cap la altul care să fie mai în față. O întrebare care mă întreb eu. Dacă noi eram și noi, măcar pe jumatea lor eram departe. Ei, săracii, se descurcă bine, bă, frate. Și noi ne-am descurcat dacă n-ar fi ura asta între noi, invidia asta între noi, care ne roade așa. Noi de-aia suntem bolnavă, de invidie. Bă, recunosc și eu, poate, cu toată asta invidios. Dar nu pe omul care muncește și îl văd că se descurcă, învăț ceva de la el, încerc să fac și eu. Dar nu să zic vreodată, ia uite, bă, ce are ăla sau ce a făcut ăla, niciodată în viața mea azi. Întotdeauna am zis, bă, trebuie să fac și eu. Cum ăla poate și eu nu, n-am cum, trebuie să fac și eu. Dar să fiu invidios pe cineva care descurcă, muncește, se zbate, niciodată, frate. Niciodată. Vedeți care e diferența între noi și ei? Asta e. Am întâlnit, acum m-am întâlnit cu cineva, cu o doamnă, care
trebuie să stăm puțin de vorbă și revin cu alt video și povestim în asta în continuare. Băi, brother-i, de fratele meu, să-ți iei un motor de ăsta mâncați aici, îți iau o carte de vizită de la băieți, ți-l trimite acasă, ești nebun? Vine acasă, bă, are și banchetă, uite acolo, stai cu mine. Te las pe tine față la timonă, bă, că e, nu știu, nu sunt șofer de asta. Tu le ai pe Dunăre acolo, a? Dacă câștig la lotto, ți-o fac eu cadou. Dar nu câștig, dar dacă câștig. Mai întâi trebuie să joc, nu? Bună idee. Ia uite, bă, ce are. Ia uite, fratele meu. Ia uite, mâncați aici, gura ta. Ia uite. Ia uite, și peridoc din ăsta, bă. Ia uite. Eu mi-am una de asta mică, bă, așa dau la vâzle. Ia uite, bă, și de-alea, bă, ești nebun. Pa, mă, ce are ăștia aici? Ce pune, mă, femeia asta aici? Pune, bă, te pregătește deja, vâzlele. Ia uite, și una mai micuță, bă, e mișto rău. Corturi. Ia uite, bă, are și paturi ăștia. Bă, ce n-au nebune ăștia aici, m-a zăpăcit. Da, mă, băieți, ce să vă zic? Apropo de video de mai devreme, anterior. Asta e, bă, băieți. Ne roade invidia pe noi. Bă, nu pe toți, că sunt oameni ok la noi, sunt, n-ai treabă cu ei, te unici la rana. Bă, da, sunt unii. Bă, sunt unii. De-aia nici nu le dă Dumnezeu, după inima lor. Să fii și prost, să mai și semnalizezi. Dă-mă un pic, da, mă, să te treabă. Scuzați-mi expresia, dar eu, bă, mă uit la ei că n-au nicio minte, au o vârstă. Și încă o chestie. Să știți că nu ăștia care au bani și care adevărat au bani, nu ca noi 3 lei și nu mai ne vedem în lungul nasă. Eu niciodată n-am fost unde banii scârtii. N-am avut, n-o să am și nici nu mă interesează. Indiferent că aș avea milioane, aceeași om aș rămâne și același caracter. Nu m-aș schimba deloc. Bă, dar unii care au făcut și 2-3 lei și nu-și mai vede lungul nasului, bă. Bă, e unii care au făcut 2-3 lei și nu-și mai văd lungul nasului. Bă, și milionarii lumii. Bă, stau de vorbă cu unii dintre ei, că nu știu câțiva oameni care dețin, care au muncit de viața lor, care au riscat, că nu se fac alte. Bă, munca asta, ce facem noi? Chiar aseară am avut o întâlnire de gradul 0 cu cineva, fără să fie ceva aranjat sau... Am întâlnit. Pur și simplu, eu coboram de lift. În partea era și el. Bă, un băiat care mi-a dat o lecție. Oricum, pentru mine rămâne mentorul meu și întotdeauna am încercat să învăț ceva de la el. Asta eu spun acum ca să știe. Pentru că am... Bineînțeles că tot chinez. Că poate românii noștri nu are timp să ne dea noroc unul la altul dacă ne întâlnim pe undeva sau să... Să mai vorbim și noi puțin, na, nu? Băiatul ăla s-a oprit, ținând cont că erau 7-80 în grup. Și un grup de oameni, v-am zis altfel față de noi, dar tot oameni sunt. Și a dat noroc cu mine, fiind chinez, m-a salutat. L-am simțit că e cu drag, că n-ai cum să faci cu mine altceva, că na, ne cunoaștem de vreo 25 de ani. Și e vorba despre o persoană în România foarte cunoscută, în lumea pescuitului. Cred că e numărul 1. Peste el nu există. Chinez. Dacă era altul, poate că se făcea că nu mă observă sau trecea pe lângă mine. El s-a oprit săracul și m-a invitat cu toți prietenii lui chinezi să stăm la o cafea, să discutăm și m-a și recomandat la toți prietenii lui. A zis, uite, ăsta e fratele meu de România. M-am simțit bine, mă. Pe când un român, dacă era, nu știa cum să scape de mine, poate ce zicea. Aolo, să nu știe asta ce fac eu. Bă, ce faceți voi, bă, nebunilor, că ați făcut și voi 3 bani și v-ați văzut pe aici. Stați cu mine, parcați acolo, că e greu să ai caracter și onoare.
Da. Asta vreau să vă atrag atenția mai de mult. Poți să ai în viață orice ai avea. Dacă n-ai caracter, tot degeaba, bă. În sfârșit, nu contează. Toți românii noștri sunteți. Asta e. Ne facem treaba unul cu altul. Voi pe parte, noi pe parte. Viața merge înainte, nu? Hai, vă pupă fratele vostru. Să aveți viață. Bună ziua, fraților. Știți că video-ul ăla e trecut. Când am plecat în China, v-am arătat eu cum. De fapt am spus, sunt foarte obosit, că o să vă arăt niște poze, apropo de pescobar, știi? Ia uitați-mă cum erau ăștia și vezi că e cel mai bun restaurant. Ia uite-mă ce are, na. Ia, hai să vă arăt și prețurile, da? Uite, ia, vedeți, e bine? E bine? Ia, vedeți, umar de care tipar, ia uite, da? Și e muște, și e mizerie pe jos și iau tot. Bă, știți că e unul dintre cele mai bune și alimentate, ia uite. Crede-mă că nu știu ce e, vă las ca să vedeți prețurile, să vă dați seama, nu știu ce sunt. Da. Acum o să mănânc și eu, cu mare. Da, ia uite-vă, da, cum stă. A? Păi, cum se lucrează pe jos, mănâncă pe jos. Uite-mă, mizerie, da? Uite, da? Și nu mai vine nicio poliție și nu mai ține nici. Și oamenii ăștia mănâncă, nu-i? Ia uite, vieri. Vieri, vreți vieri? Vă dau aici vieri, ia uite, da. O să mănânc cu vieri, să vă arăt. Eu nu am mințit când v-am spus că eu am mâncat. Să spun cu ce să-și facă treaba săracul, că ăla chiar s-a chinuit să ajungă acolo și merită respect. Uite, da, cu oamenii ăștia nu au nicio problemă. Aici vii, mănânci. Nu e nicio problemă, frate. Da? Hai! Mi-e foame rău de tot, v-am pupat, să fiți sănătoși. Ia uite, haide și mănânci și niște vieri. Hai, hai, v-am pupat. Băi, fii atent. Acum ce spun. Hai să vă arăt și vouă cum e pe aici, nu? Nu mă întrebați ce este, cum că nu știu, dar uite bicicletele astea. Ia să vedem ce face nebunul ăsta aici. Scoate hainele. Ia uite un taxi. Îți iei un tuk-tuk de ăsta cu bicicletă și mergi unde vrei. Băi, e belea ca auto cafea și nu găsesc, frate. Gata, prieteni. Părăsim hotelul din Beijing, Litan. Așa se numește. Mai avem 10 ore. 12 ore mai avem până la avion. Așa că vom mai face niște plimbări de-astea pe aici scurte, să ne pierdem timpul. Corect, da? Am lăsat și bagajul acolo la bagajeria hotelului. Sper să mi-l dea înapoi. Hai, v-am pupat. Ne vedem și ne auzim. Prieteni, acum vă arăt cum arată un aeroport mare. E aia, poate vedem și un avion frumos. Ia uite, acum zici că intră în aeroport. Ia uite, hai să vă arăt și voi. M-am gândit acum, bă, hai să le arăt și lor cum arată aeroportul internațional din Beijing, capitala Chinei. Ia uite, ia uite, pe telefon are treabă de aia. Ce să le faci? Ia uitați. Băi, stai că ce vă arăt eu acum e numai un etaj. Dar sub mine mai sunt vreo 2 sau 3 nivele, știi? Deci încolo, departe. Și uite, vedeți? Ăsta e un singur terminal. În jos terminalul ăsta are 2 etaje. Sau 3, nu mai știu. 2 sau 3 etaje. Plus că mai e încă unul care tot ce nu mai știu cum îi spune la ăla. Te ia un trenul ăsta, te duce gen schimb, ceva, știi? Când ești pe interne, undeva faci cursă internă, te lasă în altă parte când vii, nu te lasă ăsta mare. Trebuie să iei un trenul ăsta de ăla, te duci încolo, de nebun. Adică, boss, dacă nu știi, e groasă treaba. Dar oricum, te descurci. Chem miliția. Alo, miliția, ajută-mă și pe mine. Da? Ia uite. Uite ce aici, ia uite ce are ăștia mâncați. Și acolo, înăuntru, să vedeți cum arată de aici. Băi, de cap, bă. Mare, frate, multă lume. Da. Mulțumesc Dumnezeu că m-am descurcat. Era imposibil, m-am gândit, eu n-am cum să nu mă descurc. Nu?
V-am arătat și vouă, și aeroportul, și hotelul, și mai multe chestii v-am arătat. Ați văzut? Haide, să aveți viață! Am pupat! Hei, salutare băieții, și încă o poveste vă spun acum. Ca să ajungi până aici, de la intrarea în aeroport, până la linia avionului de sosire, bă, frate, treci până 10 controle, mâncați și frate. Și check-uri, și teste, și ce nu mai circulă la un moment dat, luați tot și lăsați-mă pace că mai să scap de voi odată. E problematic, zău, mâncați ca oameni, problematici. Toată lumea săraca să chinuia să iasă afară. Bine că am scăpat. Știu că mai stau 3 ore și cea mai mare problemă este că acum no smoking 14, 16, nu știu, 20 de ore no smoking. La revedere. Acum mă prind cu avionul de 3 ori. Nu mai am treabă de țigări. Hai, v-am pupat.